Chiruț și colegii săi îmbracă de la începutul acestui sezon echipament nou de joc. Oficialii clubului au ales produsele firmei germane Iaco pentru a-și reînnoi garderoba, atât inconsiderente de preț, cât mai ales datorită calității îmbrăcămintei sportive. Ca noutate, pentru prima dată la o echipă din Suceava, pe tricouri este imprimat numele fiecărui jucător. Superstițios din fire, Cristia Domnicăi nu își face griji în legătură cu schimbarea echipamentului. Eu personal, legat de echipament, nu am altele care sunt doar ale mele. Oficialii universității au anunțat că în scurt timp vor fi scoase la vânzare tricouri identice cu cele de joc, fulare și eșarfe noi. În plus, universitarii sunt hotărâți să personalizeze autocarul cu însemnele clubului.